Salutare, dragii mei săgetători! Bine v-am regăsit la Zodiacul lunii august. Eu sunt Amos și în următoarele minute îți voi spune care sunt previziunile tale pentru luna august. Așa că te rog să rămâi alături de mine. Dragii mei, vreau să vă mulțumesc în primul rând pentru toate mesajele voastre. Pentru toată susținerea voastră și mai ales tuturor celor care au donat în contul de PayPal, nu contează fiecare cu cât a putut, orice sumă modică pe mine mă ajută foarte mult în susținerea canalului. Vă mulțumesc cu recunoștință și sper ca Dumnezeu să vă întoarcă această sumă în sutit. Nu uitați, dragii mei, că aceasta este o italare generală, mă bazez foarte mult pe energia colectivă, așa că este posibil să nu te regăsești în aceste mesaje, să nu vă regăsiți toți în aceste mesaje. Este un filmuleț pentru toți cei care au Soarele, Luna, Ascendentul, Nodul Nord în Săgetător, dar puteți să vă uitați și voi cei care sunteți interesați de un Săgetător. Un mesaj pentru cei din Zodia Săgetător. Mesajul pentru tine vine de la îngerul Adriana. Imediat îți voi citi mesajul. Te conduc spre răspunsul la rugăciunile tale. Te rog să asculți și să urmezi pașii pe care ți comunic prin intuiția, gândurile și visele tale. Dragul meu săgetător, în următoarea perioadă vei primi niște mesaje importante de la divinitate, să știi, prin îngerul Adriana. Prin îngerul tău păzitor, Vorbim aici despre o perioadă în care simți că trebuie să faci schimbări, dar nu știi de unde să începi. Și uh, cu siguranță să știi că vei avea parte de aceste mesaje. Doar trebuie să fii atent. Să fii atent la intuiția ta, să fii atent la visele tale. Da? Și uh, nu uita că Dumnezeu vorbește prin oameni. Este posibil ca o parte din aceste mesaje de la, deja să le fi primit. Îți voi spune care este și cartea care te poate proteja în luna august, este bine ca această piatră să o ai alături de tine. Hai să vedem o piatră pentru cei din Zodia Săgetător. Care este piatra protectoare? Piatra care pe tine te va proteja în luna august este turmelina. Știi că este o piatră care neutralizează energiile negative. Este o piatră foarte puternică. Poate ai nevoie de această piatră. Mesajul acestei pietre este următorul. Ești pe calea ta proprie deja. Doar trebuie să mai elimini anumite energii care nu -ți sunt de folos acolo, și o să vezi că multe lucruri din exteriorul tău se vor schimba. Dă la o parte tot ceea ce nu mai este necesar în viața ta. Renunță la tot ceea ce nu mai este bun și actual în viața ta. Și o să vezi foarte mari transformări. Nu uita, te rog, turmelina. Hai să vedem care sunt și mesajele cărților de tarot. La baza bachetului, marele papă Hierofantul, care vorbește despre cunoașterea de sine. Mulți dintre voi cred că ați ajuns să vă cunoașteți pe voi. Știți cine sunteți. Știți ce vreți în momentul de față. Iată acest bărbat care zâmbește și se uită așa foarte fericit în sus către sursa divină. Voi înțelegeți deja că sunteți de acolo, da, din sursa divină. Știți cine sunteți. Poate există un moment în viața voastră de revelație. Dacă nu ați trecut prin acest moment de revelație, în următoarea perioadă o să treceți prin el. Avem un trei de monede, ce înseamnă o comunicare foarte, foarte bună pe partea profesională și faptul că ești acolo unul dintre oamenii importanți care poate face lucruri extraordinare. Mai putem vorbi despre o zonă foarte bună de creativitate, acum în luna august, poate lansezi proiecte, poate scrii ceva, faci ceva nou, ceva ce nu s-a mai făcut, da? Și este o perioadă foarte bună pentru tine, creativ vorbind. Patru de cupe, resemnarea în ceea ce privește un bărbat care poate fi într-o zodie de foc, leu, săgetător sau berbec, nu-ți mai, nu mai dorești relația aceasta, nu o mai vrei de ce? Pentru că sunt foarte multe greutăți, au fost foarte multe obstacole, au fost foarte multe piedici și vrei să termin cu această relație. Iată, ai cartea Lumea, începe un nou capitol pentru tine, începe o nouă viață, ai o nouă șansă aici, o nouă șansă. Unii dintre voi puteți avea legătură cu un vărsător. Ori vă ajută acest vărsător, ori vă gândiți la el, ceva se întâmplă aici. În trecutul tău, să spunem așa, în ultimele trei luni de zile, da, avem aici doi uh, de spade și 10 de spade. Iată, se termină această perioadă de confuzie pentru tine, exact ce spuneam. Ai fost confuz, nu ai știut cine ești, nu ai știut ce îți dorești, nu ai știut încotro să o iei. Oricine ți-a deschis ochii sau tu ai aflat ceva încât s-a terminat perioada aceea, deci în prezentul tău acum te afli în acest 10 de spade, ce înseamnă această închidere de ciclu um, al confuziei, te, al pierderilor. Nu mai ești orb, vezi, ți-ai dat seama, ai realizat. Ți s-au deschis ochii spirituali și ai putut să vezi situația fix așa cum este. În prezentul tău avem șase de monede și doi de cupe. Generozitatea avem aici. Generozitatea. Ai primit de la cineva ceva, tu vei da mai departe din ceea ce ai primit. Doiul de cupe să știi că arată o relație de suflet pereche, cineva pe care l-ai întâlnit, și cu care te înțelegi foarte bine, dar acest suflet pereche să știi că nu neapărat poate fi într-o. nu neapărat trebuie să fiți într-o relație de iubire. Da? Suflet pereche poate însemna chiar și o persoană de același sex, poate însemna chiar copilul tău, fratele, sora. Există ceva aici ce în luna august se clarifică. Relația dintre voi doi devine una foarte unită. Probabil pentru că Vă dați seama că ați trecut prin foarte multe obstacole și greutăți împreună și nu merită să cedați acum, nu merită să renunțați acum. Oricum, o relație foarte, foarte benefică. Trei de băte, regina de băte și pajul de cupe. Vei fi strălucitor în luna august. Vei străluci. O să vezi. O să dai dovadă de forță. Toată lumea te va considera un personaj foarte puternic care poate ieși din orice. Tu ești singurul care încă se mai îndoiește de el, însă o să-ți dispară ușor și îndoiala aceasta. Pajul de cupe privește-te în oglindă și vezi cât de frumos, cât de frumoasă ești. Este o carte a narcisismului, aș spune eu, dacă nu o tratăm ca pe o carte care poate indica o împăcare cu o persoană sau o discuție cu cineva, atunci vorbim despre modul în care noi ne raportăm la noi. Da? Pajul de cupe arată faptul că este momentul pentru tine să reflectezi mai mult asupra ta în luna august, să te uiți mai bine la tine, să nu te mai consider cum te-ai considerat până acum. Pentru că regina de bute arată că există o putere extraordinară în interiorul tău și dacă ai reușit să treci peste atâtea obstacole și ai reușit să faci atât de multe lucruri, înseamnă că poți, înseamnă că ești, înseamnă că existi. În luna august există relația tu cu tine, tu cu divinitatea. Și te ajută foarte mult că deja ai aflat niște lucruri, te ajută foarte mult că ai o susținere. Dumnezeu este acolo alături de tine, te ajută să mergi înainte, îți va oferi creativitatea necesară, îți va oferi resursele financiare, așa că don't worry, nu-ți face griji pentru că eu cred că ești într-un moment al adevărului, te afli într-un moment al adevărului și cred că ești pe calea ta. Aici mă refer la cei care cumva au crezut că sunt pierduți sau că nu mai găsesc luminița de la capătul drumului. Da? E iată că pentru mulți dintre voi vi se descoperă adevărul și începeți să vă înțelegeți. Cam acestea sunt mesajele mele pentru voi, dragii mei săgetători. Eu vă mulțumesc foarte mult pentru că m-ați urmărit până la capăt. Nu uitați că aștept comentariile voastre în secțiunea de comentarii. Dacă ți-a plăcut clipul acesta, nu uita să dai un like și un share, pe mine mă ajută foarte mult. Ne întâlnim în online pe pagina mea de Facebook, pe pagina mea de Instagram, dar mai ales pe amostarot.ro, pagina mea oficială. Până data viitoare, vă îmbrățișez cu drag. Vă urez toate cele bune și nu uitați, să aveți foarte mare grijă de voi!